Vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor participanților care s-au înscris pe grupul creat de Primăria Municipiului Roman, acolo unde de-a lungul timpului am inițiat mai multe activități care să îi determine pe romașcan să fie cât mai implicat și de fiecare dată să căutăm cele mai frumoase lucruri și cele mai frumoase modele și exemple să le scoatem în evidență. Desigur că la orice concurs avem și niște câștigători, trebuie să existe și o anumită miză, astfel încât să avem cu toții o satisfacție atunci când ajungem la finalul unei competiții. Și așa cum am anunțat public încă de luni, avem trei familii care au primit cele mai multe like-uri și am profitat de această zi frumoasă și mai ales de această ocazie deosebită, deschiderea sezonului estival 2018, pentru a premia aceste familii. În cele ce urmează voi trece la premierea acestor familii și ulterior, așa cum v-am spus, vom merge și în zona de bazine pentru a vă prezenta și elementele de noutate din acest an și, bineînțeles, și atracțiile pe care dorim să le mai facem cu ocazia acestui nou sezon. Am să vă rog, domnule deputat, eu am să dau citire și dumneavoastră să mă așteptați să mânăm premiile. Am venit la treabă. Păi la asta m-am ce gândit. Locul 3, prima dată. Premiul al treilea se acordă familiei Daniela și Ciprian Donici pentru participarea la competiția Ziua Familiei la Roman. Vă rog să ne felicite. Deci avem o diplomă, avem și un tichet de acces la strand cu 10 intrări, 2, 4, 6, ăla mic nu-l punem la calcul, deci intrați de cel puțin două ori toată familia. Și aici niște miere pentru dumneavoastră și o să le vin pentru copil. Felicitări și vă așteptăm și mai departe în toate concursurile pe care noi le organizăm. Mulțumim frumos! Mai departe, la premiul al doilea, care se acordă doamnei Andra Gabriela pentru participarea la competiția Ziua Familiei. Felicitări! La fel, domnul deputat mă adunează un lucru. Felicitări! Iar premiul întâi se acordă doamnei Mioara Sandu pentru participarea la competiția Ziua Familiei. Felicitări! Dumneavoastră! O diplomă, un tichet de acces. De asemenea, un post bunătăți. Vă așteptăm pe fiecare dintre dumneavoastră să participați la celelalte concursuri pe care le vom organiza.